stat la ajutor la contor în programul acesta și anul trecut. N-am întâlnit dificultăți și anul acesta tot nu avem nicio dificultate. Cereri, spor de hârtie am avut de la bun început. Lucrăm comun cu asistentul social. Dacă sunt întrebări, pot să mă adresez. Ei ne dă răspuns, pentru că ei e specialist mai în domeniu. Deja la mine, la bibliotecă, s-au adresat îndeplinit 50 de cereri. Anul trecut, în total, 198. Registrarea se face până la 25 noiembrie. Lumea se adresează, care completează până la 25 noiembrie, va primi ajutorul pe luna noiembrie. Dacă nu au dovedit, se reîncepe din decembrie, dar nu o să primească compensația pe noiembrie. Cât am primit? 12 lei pe ora pe hârtie și asta e compensația? Nu știu cum mă cunosc să poate e, dar mă vede așa, nu este această. Ne sperăm la bine. Nu avem familie cu 3 copii, trăim cu părinții și tatarii ne spun că nu se dă voie, dar nu se compensează aparte și nu se dă dacă noi trăim cu părinții împreună. Da? Tot ne gândim că toți avem 3 copii și vrem că să fie ceva ajutor. Tinerii trăiesc în casă, se încălzesc cu gaz, părinții trăiesc în sarai, ori anex, și fac focul la sobă cu lemne. Dar poate să îndeplinească toți numai o singură cerere, de atâta că sunt toți folosiți de un contor electric. Și nu pot da cereri aparte, separat. Tinere și părinți. Asta e cea mai frecventă întrebare care este dată când vine lumea de cui cereri. Am tot apărut, păi, dar eu trebuie să virai. Подорожало чуть-чуть, ничего себе чуть-чуть.